Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la Time Out, emisiunea care astăzi l-are invitat pe antrenorul echipei de basket CSM Petrolul Ploiești, Mihai Popa. Bună, Mihai, bine ai venit în cadrul emisiunii. Bine v-am găsit. Începem direct cu întrebările, nu mai facem prezentări, nu mai facem de asta. Văd că acum ai posibilitatea să mai și zâmbești. Tu, acum, în ultima vreme, te-am mai văzut zâmbi de multă vreme. Nu prea. Un parcurs sinuos, mai degrabă slab în acest sezon. Da. Din păcate pentru noi, nu am continuat parcursul bun din prima parte din Cupa României, unde am reușit pentru prima dată în istoria recentă a clubului să ne calificăm în primele 8 în Final Eight. Da, din păcate am fost un pic încurcați de micile accidentări, mici, mari accidentări, care nu am dispus de toți jucătorii în primele meciuri. Tot timpul am avut cel puțin un jucător accidentat, dacă nu mai și mulți. Dintre titulari, ca să zic așa. Adică da, din rotația de bază, cum ar veni, pentru că dat fiind noul sistem competițional și noile reguli care a fost impuse de Federația Română de Basket, practic să evoluez cu doi jucători români pe teren pe tot parcursul jocului, și am limitat numărul de jucători străini care i-am adus, orice jucător lipsă contează în rotație. Se vede, sigur. Da, pe parcursul întregului joc. Da. Deși în anumite momente putem evolua foarte bine, în anumite faze ale jocului scădem intensitatea datorită rotației scurte și intensității care putem să o arătăm. Haideți să vorbim despre, ai spus tu la un moment dat, despre cei care formează cinciul principal al echipei. Anul trecut îl aveați pe Mitchells, Meisters, Hogburst, Chițu, Popa, Calotă. Au plecat toți. Dintre ei a venit Reggie Johnson, Shane Henry și Carpenter. Precum și cine a mai venit? A venit Corpodean și au mai rămas Lorenzo, în sfârșit copiii. A venit și Vlad Negoițescu. S-a întors. Codruț, în sfârșit. Spune-mi, te rog, în opinie personală, crezi că echipa a câștigat în valoare, a rămas constantă sau a regresat? Nu, teoretic, eu zic că, din punct de vedere al unor jucători, am progresat. Dar, dat fiind sistemul, noul sistem, cel cu doi români, se schimbă foarte mult datele problemele în evoluția unei echipe. Și e greu să dai o părere dacă ești la același nivel sau ai regresat sau ai progresat, pentru că e total diferit aspectul jocului în general pe toată durata lui. În primul rând, noi ca și club am încercat să și încercăm în continuare să implementăm cât mai mulți jucători din academia proprie, pentru că asta este strategia clubului, să încercăm să dăm șanse jucătorilor care vin din spate. Și o academie recunoscută la nivel național, ca fiind printre primele trei, ca să nu... Da, asta datorită muncii grele care au dus-o, care de câțiva ani încoace o duce Ionuț Ivan, care se ocupă de tot, de toată organizarea și inclusiv antrenarea acestor copii, și se vede un progres foarte mare și asta... Asta vrem să facem în acest proiect, să încercăm să dăm șanse cât mai mulți jucători ploieșteni care să se integreze cât mai repede și să poată evolueze la un nivel. Deci e greu de spus mai rău, mai bine, constant. Mai greu să dai o... Așa ar trebui să zicem mai rău, din moment ce avem rezultatele astea. Da, nu, e total diferit, pentru că din punct de vedere al loturilor, fiecare echipă a schimbat un pic mentalitatea, adică mentalitatea, modul de abordare, și implicit echipele care au avut cele mai puține probleme medicale, accidentări, acele au rezultatele cele mai constante, cum a jucat noi cu ultimul meci cu Pitești. Pitești nu a fost feriți de accidentări și au o constanță și o evoluție constant bună. Chiar dacă au câștigat unele meciuri la limită, dar probabil și... Păi da, că și anul trecut și noi am fost exact în ipostaza asta. Da. Din vreo 7-8 meciuri de debut am
câștigam bala, da, dar câștigam. Da, din păcate anul ăsta am avut câteva meciuri la limite care le-am pierdut. Da, și probabil și aici s-a pus și a spus cuvântul rotația mai scurtă care nu ai avut-o pe tot parcursul, n-ai avut-o pe parcursul jocului, că pe final nu am mai avut prospețimea și luciditatea pentru a aborda anumite situații de joc cum ar fi trebuit, chiar dacă voința a fost și determinare, dar din păcate micile detalii fac diferența și s-au văzut. Corect. Din cei trei americani de anul trecut și ce, mai trebuie să spunem și adevărul, până la urmă americanii ăștia fac nu numai deliciu, se vorbește și despre deliciu, dar fac și valoarea campionatului românesc, din păcate. Dar asta este, până la urmă. Noi avem un sârb, îl avem pe Bârchici, avem ăștia trei americani. Anul trecut am avut același sârb. Bârchici a rămas peste. Dar s-au schimbat toți trei americanii. Acum a mai rămas... Acum a mai rămas Fundenburg. Dar acum, spune-te rog, ăștia care au venit, din una opinia ta, sunt peste cei care au plecat? Teoretic, da, așa. Și, bineînțeles, abordarea mea, datorită faptului că am luat cu un străin mai puțin, dar trebuie să dau mai mult un rol diferit jucătorilor care îi aduc. Deci nu mai puteam să aduc pe același rol să-l aibă, pentru că va trebui să facă mult mai multe mai multe lucruri pe teren. Nu puteam să mă abordez, să iau un jucător pentru să fie shooter, pentru că shooter la rotația care trebuie să o avem noi în momentul de față trebuie să facă mai multe decât shooter trebuie să nu știu, am tot întâlnit pe parcursul turului, pentru că acum aia am intrat în retur. Da. La basket nu e cu pauză. Văd că e o alambda la tot, în sfârșit nu comentez, sau dacă comentăm mai târziu. Tot am observat că sunt shooter peste shooter de la alte echipe. La noi mai ușor. Da, noi din păcate din acest punct de vedere am suferit și probabil am pierdut unele meciuri datorită procentajelor foarte slabe. Adică slabe sau mediocre. Păi slabe, spus corect. Și ce este un aspect, mai ales în jocul de acasă am avut procentaje slabe. Asta... Păi da, pentru că te văd la sfârșit când ți se aduce foaia generalul ăla care și la pauză și la final îți este prezentat, am văzut că te strâng de fiecare dată. Da, este un pic frustrant pentru mine că ajungem în niște situații foarte bune pentru a marca, numai depindem de o aruncare deschisă sau și nu... Câteodată nici nu depindem de o aruncare de la distanță, depindem de poate un lay-up sau o aruncare din apropierea coșului și asta... Astea la final contabilizate costă. Adică ca să nu se mai spun de libere, am văzut multe libere ratate. Adică, da, asta este o chestie de concentrare. Care e concentrare, da. Nu poți să mai spui care valoare de la libere sau... Nu, e o chestie mentală, practic. Și de ce și-o pierd? Asta este greu de înțeles, că fiecare jucător... Dar ei între ei așa, nu că ei între ei vorbesc, că e clar că vorbesc, dar cu voi așa, mai faceți discuții de-astea unul la unul? Păi constant vorbesc. Și cam ce spun? Care e rațiunea? Ce zice? Nu știu, e chestie de feeling. Fiecare, eu sunt convins că și ei și-ar dori să... Da, adică fără discuție, să, doar ne ferește. Că probabil este chestia pe moment, ceva. O apăsare care nu poate să treacă în momentul respectiv ca să poată fi focusat exact pentru... Ați avut un debut foarte bun. A coincis cu victoria în turneul eliminatoriu de Cupa României acolo la Craiova. V-ați clasat pe primul loc. N-am cum să te întreb care este adevărata valoare a echipei. Cea de acolo, care a fost un turneu și era o presiune accentuată. Și am văzut ambele meciuri de acolo și mi-a plăcut. Și am zis că, Doamne, rupem norii. Sau cea de acum, când am văzut ultimele partide de aici, de la Ploiești și, bineînțeles, pe toate celelalte pe FRB TV. Nu-mi vine să cred. Te rog să mă crezi. Da, că... Nu este vorba de, nu știu dacă putem cataloga, să zicem, asta este valoarea noastră sau care a fost... Știi că telespectatorul, omul de rând, el vorbește despre valoare. Tu vorbești ca specialiștii, că tu și știi, îi iai în palmă, te vezi zi de zi cu ei, îi antrenezi. Ăsta care se uită toată o săptămână nu înțelege așa.
El zice, bă, dacă acolo a putut să joace și să câștige aici cu ăștia alții. Da, din păcate pentru noi, cum am spus și la început, au contat foarte mult accidentările care le-am avut după turneul final, pentru că am avut de suferit pe partea de omogenitate din acest punct de vedere, adică am avut probleme mari cu Codruț Dinu, care a venit de la lotul național, a avut probleme mari la genunchi, care noi vrem și am vrut de la început să-l integrăm în rotația de bază al echipei. Să fie pe treplinii 5, da? Da, de aceea nu am insistat să aducem pe altcineva. Doamne, dar și-a pierdut complet, adică nu știu, este... Parcă e demusolat. Parcă n-am scris niciun punct. Acum nu, dar nu, el... A trecut printr-o fază foarte dificilă din acest punct de vedere după accidentar, pentru că avea o încredere maximă după echipa națională. Dar parcă și intra tot așa, nu știu cum. Știi cum e? Una, el are calitate foarte mare, dar trebuie dezvoltată în regim de intensitate mult mai mare la un nivel de seniori. Uh-huh. Dar el are calitate și dar acest hop care l-a avut și a trebuit o pauză. I-a pus frână. Nu neapărat de pus frână, dar e greu, foarte greu să intri în efort, să-ți câștigi din nou încrederea în Am văzut că tot încerci să introduci, tot încerci să... Nu, este un jucător de mare calitate și o să fie, sunt convins, adică eu am încredere maximă în el și nu am dubii că nu o să reușească. Dar de aia suntem aici, să încercăm să facem să... Gândul vostru nemărturisit, e adevărat. Era undeva setat în zona de play-off? Gândul play-off este departe, dar... Nu prima... acum! Am zis atunci, după Craiova, să zicem. Nu, cu siguranță te gândești, vrei, nu vrei, să clădești o echipă pentru a ajunge primul obiectiv, să ajungi în primele cinci din grupa noastră. Chiar dacă ca buget și ca așa suntem din... codașele campionatului, adică din ultimele trei, probabil, a treia din urmă, noi oricum ne gândim, adică obiectivele personale ale mele să ajung cât mai sus, să pot să performez la un nivel cât mai înalt. Vrei, dar nu poți. Da, trebuie să faci, să încerci, să vezi tot ce ține de tine ca să poți reuși, dar câteodată mai există și anumiți factori care te pot duce înapoi. O să vorbim și despre chestia pe care ai pronunțat-o adineori, despre buget, dar până atunci trebuie să te întreb care este sintagma realistă? Campionatul în sine a crescut în valoare sau este la nivelul aproximativ al celui de an trecut, al sezonului trecut? Din punctul meu de vedere, cu siguranță eu zic că a scăzut în valoare. Da, nu mai... Sincer să știi că mă așteptam să îmi spui treaba asta. Pentru că prea mulți sunt cei care spun taman invers. Nu la basket neapărat, la sporturi. Ca să-și mențină o funcție, ca să fie bine văzut, ca să dribleze și așa mai departe. Îmi pare bine că ai spus chestia asta, pentru că, într-adevăr, și cei care vin și cei care urmăresc fenomenul se conving de treaba asta. Sunt câteva echipe pe care le poți... aranja pe degetele de la o mână, care într-adevăr plusează la nesfârșit și care într-adevăr duc niște contracte fantastice și vedem niște basketbaliști foarte buni. O fi bun pentru România? Și asta era următoarea întrebare. Sunt bun pentru România sau vor fi bun și la ei acolo, până America, până Serbia? Cert este că jucătorii străini care vin în campionatul nostru sunt din ce în ce mai valoroși. Mai pregătiți, da. Da, adică am trecut ca și campionat, am trecut la un nivel mai ridicat. Dar, din păcate, eu sper că din fericire pentru jucătorii români care li se oferă această șansă să poată evolua, să poată progreseze, să conștientizeze ce șansă au și să lucreze pentru îmbunătățirea tuturor calităților care le au. Adică trebuie să fie într-un progres maxim cu această șansă care le este dată și pentru asta trebuie să muncească, să nu se mulțumească am locul asigurat, pentru că nu este un volum mare de jucători români care pot evolua la nivel senior,
și eu sper să conștientizeze majoritatea sau dacă nu toți, pentru că asta ar ajuta baschetul românesc, care la nivel de echipă națională... Bănuiesc că măsura este luată special pentru redresarea baschetului românesc în ansamblu. Da. Adică să vedem și noi echipa națională care mai are și alte rezultate decât te înfrângeri pe linie. La modul ăsta. Și poate că din punctul ăsta să... Dar îți asumi un risc. Odată cu treaba asta. Da, până la urmă nu este problemă. Trebuie să ne asumăm niște lucruri în viață. Dacă conducerea federației a decis să fie așa, trebuie să ne... Toată lumea trebuie să punem osul, să încercăm să clădim, să susținem această regulă, dar până la urmă nu depinde numai de noi, de antrenori, conducerea ale clubului, manageri, cel mai mult depinde de jucători. Mi s-a părut mie sau cei care au părăsit echipa, basketbaliștii americani vorbesc, au părut așa pe ultimele 2, 3, 4 partide ușor blazați, deconcentrați? Mi s-a părut mie? Sau au fost pur ghinion al echipei că nu a reușit anul trecut un obiectiv la îndemână, clasarea în play-off, mai ales în ultimele 4 meciuri, toți ne gândeam că nu avem cum să ratăm măcar o victorie din 4 meciuri. Nu știu dacă nu au fost blazați. Mi s-a părut ție? Blazați nu cred, pentru că toată lumea și ei își doreau acest lucru. Dar cu ce venea Mihai treaba asta la pachet? Prezența asta în play-off venea cu salarii mai mari? Venea cu prime? Venea cu obiectiv? Probabil le creștea la tuturor jucătorilor, le crește cota în funcție de evoluțiile. Se știa asta? Păi nu, dar este... este o chestie sinerie, Nu neapărat la echipa, la noi. Pot generalizat. Da, cât performanța se premiază în viitor, adică ajungi la un nivel în care fiecare echipă se uită. Băiatul ăsta vine de la o echipă de play-off sau vine de la o echipă care locul 13, adică nu... Trebuie să fim și corect să spunem că a fost și multă prostie, cum spune românul, dar a fost și extraordinar de mult ghinion. Mi-aduc aminte și acum sunt de zeci de ori revăd faza aia cu aruncarea aia care s-a plimbat pe inel la meciul cu Dinamo și care n-a vrut să intre, era exact coșul de care îți trebuia ca să te duci. Da, și la meciul cu Pitești, și cu Piteștiul la care da. Am avut. Da. Da, din păcate... Ăsta e basketul până la urmă. Sigur că da. Probabil că ăsta este și farmecul. E ca la un penalti la fotbal, nu știu, ca o ratare, minutul 95. Ceva de genul ăsta. Da, ceva de... Vreau să rog colegii din regie să ne pregătească micul calup de publicitate care știm cu toții, este vorba despre echipa Fanion a Ploieștiului Petrolul. Revenim în platou la discuția cu Mihai, după ce ați văzut acest calup publicitar dedicat centenarului echipei Ivan Ion a Ploieștiului Petrolul, o echipă care se comportă bine. Eu spun că se comportă foarte bine și care așteptăm să vedem până unde poate să, adică până unde să fie nivelul ăsta de bine, pentru că avem așa inima plină de bucurie și o să vorbești cu Mihai pe finalul emisiunii despre ce înseamnă și pentru el această filozofie în galben și albastru. Dar până atunci vreau să duc discuția la ceva care doare foarte mult din punctul meu de vedere, situația financiară care este mai degrabă rea. Vorbeai tu acum câteva minute despre
poziționarea într-un clasament care nu este decât irelevant, dar care spune multe legat de poziționarea petrolului în clasamentul neoficial al banilor alocați pentru acest fenomen. Și că ne-am aflat pe undeva pe antepenultimul loc în ierarhie. Ținând cont de faptul că Ploieștiul este, face parte din orașele României care sunt nici de cum în ultimele trei, ci poate în primele trei, între primele trei, cu extraordinar de multe societăți care sunt capabile să susțină un fenomen care, să zicem, haide că la fotbal nu s-ar băga pentru că vorbim despre milioane de euro, dar aici când vorbim despre sute de mii de euro, care crezi că este rațiunea pentru care nu vin alături de o echipă care, bă, frate, până la urmă ești la primul eșalon? Sincer, nu știu. Adică nu prea este treaba mea asta, nu știu eu exact. Eu am înțeles, eu vorbesc din suflet. Adică chestia care îți vine ție în minte. De ce crezi tu că cei de aici, de la Ploiești, de la Consiliul Județean, de la Consiliul Local, de la primărie, mai degrabă să fac discuții legate de salariile voastre extraordinar de mari și nu se gândesc o singură secundă la ceea ce înseamnă basketul ca și nivel, unde se află la nivel de România. Adică ăia ar trebui să joace pe 10 lei, iar aici la Ploiești ar trebui să joace pe 1 leu. Însă, altfel nu realizez. Deci să fac aceste discuții. Nu știu, nu m-am gândit niciodată, că n-am intrat în detaliu în chestiile astea. Mai mult știam ce buget avem și până la urmă eu împreună cu conducerea ne-am asumat că trebuie să facem treabă cu... Probabil că v-ați asumat cu volens, nu lens, adică n-ați avut ce să faceți. Păi nu, până la urmă când te împam la un proiect trebuie să duci, adică trebuie să arăți ceva. Eu sunt convins că și autoritățile fac eforturi majore să... Adică nu cred că au fost vreodată, toată lumea a muncit pentru ceva să obțină, adică nu putem să ne plângem din acest punct de vedere. Știți de ce te întreb? Pentru că la un moment dat, dacă vorbim despre autorități, este foarte clară treaba, și ca să le ridic și mingea la fileu acestora, este foarte clară treaba că ei se gândesc la sport ca la ultima găselniță. Câtă vreme avem probleme și legate de spitale, școli, învățământ și așa mai departe. Deci e clară treaba, fără discuție. Dar una e una și alta e alta. Pentru că și sportul, dacă te uiți bine și ne uităm și vedem și mergem prin țară, face prozeliți. Am văzut echipe care joacă cu sala plină. Am văzut echipe care produc bani în urma încasărilor care se fac la sală. Am văzut aici la Ploiești 200 și 300 de oameni la un meci de primă ligă. Vorbeau cei de la Pitești, acum înaintea ultimului meci, i-am auzit vorbind, a venit un contingent de vreo 40 de persoane de acolo, de la Pitești, să susțină echipa, dar nu galerie, oameni de apropiați de echipei, și care au zis, bă, dar ce s-o fi întâmplat ceva aici la Ploiești, dar nu mai vine lumea la... Poți să le explici tu ceva? Eu ce pot să le explic, ce pot să vorbesc despre... Există niște centre care practic a prins foarte bine, cel puțin unde s-a făcut, unde o sală nouă la Pitești, probabil și asta a dus... A contat? Contează tot, cumul de factor care ajută la progresul unei echipe. Adică hai să vorbim despre Cluj, care este o sală excepțională. La Oradea, excepțională. La Cluj nu mai spun despre sponsori, că depășim nivelul. Nu, ei sunt la un alt nivel. La un alt nivel. Dovadă că sunt la un alt nivel și cupele europene. Deci să nu spunem adevărul. La Oradea, sală de calitate. La Pitești, la Sibiu, oameni se joacă cu săli pline. Eu când văd la televizor galeriile alea, păi în momentul ăla e ca la fotbal aici la Ploiești. Când vin să cam împiedică mulți când aud vuietul tribunelor, știi? Adică contează mult. Vine așa un vibe în sală și te ridică un pic
mai mult. Da, din păcate nici noi nu am avut, mai ales jocul de acasă, iar precizez, n-am avut acele victorii care practic aduc fericirea. Aduc lume la sală până la urmă. Care da, am lăsat de dorit și probabil asta s-a văzut și în tribună. Eu te-am mai întrebat toată când ai venit în emisiunea asta. Tu consideri că este normal să vii la meci și să nu plătești? Păi mie mi se pare de o tristețe dusă până la extrem. Te rog să mă crezi. Adică mie mi se pare trist. Cum să vină? Bine, în afara faptului că vine și nu plătește. Acum nici nu mai vine. Spune-mi și mie de ce? Pentru că este echipa mai slabă? Pentru că nu-și dorește nimic de la echipa asta? Pentru că nu susține echipa asta? Pentru că nu ia cuiva? Când era Asesoft-ul, deci erau 2500 de oameni într-o sală de 2200. Și s-a pus problema, fără discuție, să mai facem o aripă. S-a mai făcut o aripă, n-a mai fost cazul. Nu s-a umplut niciodată. De neînțeles. Deci e clar că în momentul în care era o dimensiune fantastică a basketului, venea lumea la sală. Acum, da, probabil și rezultatele, da, echipa... Și am mai văzut multă lume la sală când joacă copiii ăștia în turneele finală. Cei mici. Am văzut în finală, în semifinală, bucuriile alea. Atunci, da, e o atmosferă foarte plăcută și mai ales că vin și părinții echipelor adverse din... Acum este un modă sau nu știu cum, toți părinții își urmează copiii indiferent de unde au meci, deplasare, dar pe vremea mea nu era. Pe vremea ta nu era, de a avea aceleași performanțe ca ei, ca acum? Pentru că acum da, chestia nivel... asta cu multiplele rezultate bune, practic victorii pe linie, ca să zicem așa, de... cheamă, nu știu, te rog să mă crezi și eu, dacă ar fi băiatul meu, m-aș duce după el, mereu. Și adică... probabil și eu o să fac la fel. Și tu o să faci la fel, exact. Dar pe vremea noastră și noi eram dubli campion național, de două ori vicecampion național, dar nu era așa, nu era așa emulația asta în jurul mulți părinți. Mai venea un părinte, doi, care... Mai... Dar nici într-un caz toți. Nu, să vină să... Mamă, și acum, cu ce... Băi, mie aia, pe ce am văzut e acolo, am crezut că nu. Și toată stima lor, pentru că pot să... Păi da, fac ei la rândul lor o presiune incredibilă, adică să certă cu toată lumea, arbitrii să vină, adică, băi, frate, aplauze. Frumos, deci chiar, te rog să mă crezi, stăteam, mă uitam și mă și imaginam eu acum 40 de ani făcând o chestie de genul ăsta, cred că aș fi putut să o fac. Dar n-aveam la cine. Cu toate că erau echipe ori... Hai că să nu zic ori 10, dar să zicem ori 5 față de cum erau acum, pe la toate sporturile. Da. Acum nu mai avem nimic. Avem basketul ăsta la prima ligă și avem petrolul. Stop. În rest nu mai avem. Handball nu mai este. De nu loc. Mai sunt fetele de la handball. Ce da. Mai e Liga a doua? Nu se uită nimeni la Liga a doua. Câte, știi câte persoane sunt în sală la un meci de handball? Aproape 100. Două. Din păcate, iată că nici basketul nu mai aduce foarte multă lume la sală. A dispărut galeria? De ce a dispărut galeria? Nu știu dacă galeria era formată mai mult din copii de la noi, de la Academie, plus încă câțiva băieți care sunt alături, care vin la meciuri, care i-am văzut. Da. Nu există sport la nivel înalt în România care să nu aibă parte de susținere din partea municipalității. Mi-ai spus la început că aveți practic același buget ca anul trecut. Nu știu, da. O fi crescut cu un leu. Da. Dar crede-mă, ăla să fie un buget de echipă de primă ligă, adică, nu știu, vorbesc de 450.000 de euro sau ceva de genul ăsta, era anul trecut. Iar acum să fie tot așa. Oricum, sub 500.000. Fără discuție. Ceva de genul. Da. Ceva de genul. Exact, da, pe... Există posibilitatea asta? Pentru că, uite, americanii ăștia, dacă tot am convenit pe parcursul, în prima parte a emisiunii, că totuși vin cu dimensiunea înaltă a sportului, păi trebuie logic să-i plătești mai bine decât poți să alții. Asta este, nu trebuie să spunem că asta este un truism. L-ai adus pe Ion, pe Vasile și pe Gheorghe din America, bă, trebuie să le dai bani.
Vă sunt între consilierii locali care au spus, bă, domn primar, vă uitați atent la cât, ce salariu are americanul ăla. Nu știa ce nume are. Dacă ai ideea așa. Are salariu mai mare ca dumneatale. Auziți cum se pune problema? Eu am înțepenit când am auzit, la propriu. Se poate pune problema așa? Chiar e voie să pună problema așa? Nu știu în contextul în care tu ai un american de ăsta, probabil la tine, la echipă, e plătit cu un 5, cu un 6 mii. Să zic. Dar nu știu și nu vreau să știu. Dar eu zic aici, ca pe aici. Eu știu că sunt americani de ăștia în țară care îți plătești și la 20 și la 25. Da, și la mai mult. Și la mai mult. Păi, atunci bine, numai la nivel de la Cluj. Cum ar vrea vreodată? Bine, dom'le, mergem, da. Mergem la 15, la 18. Deci de 3 ori mai mult ca la Ploiești. Păi, cum ar vrea să... Decât, clar că să... Nu joacă bugetele, că le place să spună treaba asta. Nu joacă bugetele. Nu, mă. Joacă ăia care vin să joace, dar sunt de 3 ori mai buni decât noi. Dar ar merita să ne supărăm și să închidem taraba... Pentru că suntem clasați pe ultimele, pe unele dintre ultimele locuri, doar pentru faptul că nu câștigăm, pe de-aia nu câștigăm, că nu suntem mai buni. Păi da, diferența se face la micile detalii, adică fiecare jucător le aduce are o calitate nume, dar unele detalii din timpul jocului și chestie de mentalitate, de precizie în momentele importante, până la urmă... Ce le face numai un valoros? Le fac diferența între, cum a spus, câteva mii în plus sau mai puțin. Da. Nu știu, mie îmi face, așa mi-a făcut impresia și din totdeauna mi-a lăsat un gust extrem de, pardon, un gust extrem de amar, această abordare cum că nu joacă bugetul. Da, domnilor, joacă bugetul. Ăsta este adevărul. Nu trebuie să ne ascundem după degete. Avem posibilitatea să intrăm într-un joc de ăsta nedorit al echipei care să părăsească Liga asta națională? Păi există, orice posibilitate există. Dar da, așa, după ce ai văzut tu valoarea echipelor, na, ce să zic? Da, este un campionat foarte echilibrat. Exact datorită acestui fapt cu noile reguli, dar este mult mai echilibrat. Pentru că nu depinzi foarte mult de o anumită rotație în timpul jocului și poți intra, poți, ce le-am spus și eu băieților, noi avem capacitatea să câștigăm cu oricine. Dar putem și pierde cu oricine, exact. Asta în funcție de cum abordăm și cât de concentrați mental și uniți suntem pentru a obține un rezultat. Adică dacă o să abordăm un meci, să primim ceva pe tavă, noi nu o să primim nimic. Păi și cine face diferența dintre concentrarea aia și concentrarea aia? Ei trebuie să-și facă mental acest exercițiu ca să poată să fie capacitate maximă, că să nu poată să lase ștacheta jos ca echipă, nu ca individual, pe tot parcursul jocului. Și alte echipe de ce au această capacitate? Păi unele au capacitate pentru că au o calitate superioară la nivelul jucătorilor, care mentalitatea anumitor jucători în anumite momente face diferența, adică cum abordează o anumită situație de joc, cum... Dar pentru asta suntem aici să lucrăm pentru a obține această și să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși, să ne putem antrena ca să putem antrena. Am, să putem juca. Te văd așa, totuși, doar pentru faptul că ești prezent într-un platou de televiziune sau în momentul de față chiar ești... calm, adică cum să spun, îți văd așa o, n-ai niciun fel de apăsare majoră. Mă gândesc la meciul următor care îl aveți, da? Ce zici tu de meciul următor? Păi eu, ce să spun, am abordat, am studiat și am greșelile care le-am făcut în jocul cu Piteștiu. Adică micile detalii care au făcut diferența, da? Din păcate am avut o intensitate bună aproape pe tot parcursul jocului și în apărare, dar anumite decizii în atac ne-au costat în momente importante. Și, bineînțeles, ce joacă Constanța și cum putem noi să abordăm meciul în așa fel încât să putem avea noi un avantaj în, atât în apărare cât și atac. Adică ce ar trebui să executăm? Este să... de bătut? Da, cum am spus, din punctul meu oricine de vedere... Oricine poate bate pe oricine. Da. Adică
nu știu, având... Adică în afară de Cluj și de Oradea? În afară de Cluj și de Oradea, zic că nu există adversar care nu pot să... Fie învinge. Nu, din punctul meu de vedere. Acum poate să fie un pic prea... O, dar să vede asta, adică să văd, e o amestecătură de rezultate, am rămas învit. Adică și stânga, bate pe dreapta, ăla dă pe altul, ăla, afară, acasă, vine, să sucește, în sfârșit. Noi avem o poziționare slabă în momentul de față. Probabil că dacă am fi reușit victoria asta, eram și noi înscriși pe o linie. Da, măcar una din aceste două jocuri care le-am jucat acasă, dacă câștigam măcar unul, eram... Nu știu dacă eram mai liniștiți, dar aveam măcar mental, eram bine. Era mai bine și era mai pozitiv pentru... Dar nu avem altă soluție decât să luăm următorul joc. Există șansa ca Petrolul următorilor ani să fie, vorbind de Petrolul de basket, CSM Petrol, să fie alcătuit majoritar din copiii ăștia care sunt acum? Până la urmă asta ne dorim. Pentru că în afară de jucătorii americani și plus Vlad Corpodean, care a venit, restul sunt toți ploieșteni. Și cu atât mai mult sunt trei jucători, patru care sunt din propria academie. Care pepinieră proprie, da. Nu există, nu cred că există în țară un club care să aibă atâția jucători autohtoni. N-am cum să te întreb ce crezi că va urma? Practic se termină anul, mai sunt 3, 4, 5 meciuri câte mai sunt până la finalul anului și după aia într-o devălmășie totală începe anul viitor, voi, mi se pare că pe 4 jucați sau ceva de genul ăsta. Sau pe 6. Adică, e extraordinar de repede. Veniți cu sarmalele, practic, în sacoșă. Da, suntem, noi practic suntem obișnuiți cu acest program. Nu avem zile libere, sărbători. Dar tu înțelegi treaba asta? Tu o poți pricepe chestia asta? Nu avem campionat mondial, nu avem campionat european. Nu ne deplasăm cu echipe de cupe europene. Nu, adică, cum să spun? Putem să stăm pe tot campionat. Ar trebui să o înțeleg, adică... Până la urmă suntem profesioniști, dacă... Băi, mie să termină în martie, da? În aprilie, când se termine. Ce faci din aprilie până în noiembrie, octombrie, iar, în 8 septembrie? Teoretic, ultima etapă o să fie undeva în sfârșitul lui mai. Așa. Pentru că o să se joace de... Și ce? Nevoie de vacanțe, da? Ca la școală. Iunie, iulie, august, septembrie, începe în august, sfârșitul. Teoretic, lunile care nu sunt competiționale, să... iulie și august. Iunie, iulie sau iulie-august, depinde cât de mult duce finala. Sunt campionate europene la nivel de juniori, pe parcursul verii. Și asta e rațiunea pentru care le ducem. Tu până când ai contractul valid cu Petrolul? Am contractul valid până la sfârșitul acestui sezon. Cu, cu prelungire în cazul care ne înțelegeți. Da, și dacă o să fie mulțumită lumea de contribuție. Te-ai gândit să continui sau ai vrea să alegi o altă provocare? Nu mă gândesc. În acest moment nu prea am timp să mă gândesc de la... Așa, în timpul tău liber, na, mai... Nu, îmi place, m-am obișnuit aici cu... Și este, până la urmă, îmi place că este un proiect sănătos cu niște jucători care vin din spate și asta e până la urmă contează. Luxul care nu orice antrenor din țară poate să și-l permită la un anumit, la un moment dat, să așa poate să folosească. Îl numești lux, a? Păi da, pentru că nu prea există în țară academii care să poată să formeze jucătorii care să introducă. Adică maxim un jucător poate să iasă la trei generații care se poate fi folosit în la echipele de seniori. Tu așa, în general, spui că ești mulțumit de ceea ce ți se oferă aici, condiții și așa mai departe. Faptul că soția a venit aici? Nu a venit, că nu mai sunt căsătorită. Contează mult și chestia asta, uite. Da, contează și... Uitarea asta, ochii în care nu se văd să uită și chestii de genul ăsta. Nu neapărat, dar... Păi nu, dar să pune un pic de...
Ai vrea, de exemplu, să te duci să antrenezi o echipă în străinătate? Cum să spun, dacă te-ar căuta? Ai spune da? Bă, nu aș spune nu niciodată unei noi provocări. Dar în funcție de, bineînțeles, ce vreau eu. Vreau să progresez în ce... Ce faci? În meseria asta, adică să ajung la un moment dat, la un anumit nivel, încât să mă pot lupta pentru locurile fruntașe în clasament. Ești pentru faptul că ești un ardelean, dar nu toți ardelenii sunt așa. Am stat și m-am uitat la fiecare antrenor în parte, care au venit aici sau de pe... Tu ești cel mai așezat așa. Adică i-am văzut pe unii care fac ca lupii, ca urși, ca... Tu cum poți să te echilibrezi așa pe parcursul unui meci? Câteodată pot, impui? Câteodată nu pot, da. Dar trebuie. Când nu poți, cum faci? Că eu nu te văd. Ba, nu e așa vizibil, probabil. A, e interioară mai mult? Nu neapărat, dar simt jucătorii, probabil. A, știu când... Păi da, știu când am oscilațiile de... Cel mai rău, cel mai rău cum faci când faci? Hai după meci, ne poftim. Hai că să nu în timpul meciului să zicem că e mai greu. Eu de obicei încerc să-mi ponderez toate ieșirile. Trăirile astea. Da, pentru să văd cum pot ajuta echipa. Adică pot să o ajut cu ieșire sau... Tu ce faci? Să... Tu te gândești atunci? E o chestie care vine de la interior? Păi că sunt multe chestii care vin pe moment, nu știu, adică dai cu o sticlă, nu știu cum zic, înjuri, nu, chiar nu știu. Trebuie să le controlezi dacă vrei să... Adică... Așa face un antrenor mare? A, nu știu cum, nu sunt la nivel. Păi de ce? Că mă uit la Euroliga, da? Bă, frate, văd niște comportamente de antrenori acolo care nici măcar nu realizez vreo secundă că l-ai îmbrăcat impecabil, că este un om fit de acolo până acolo și că la un moment dat, în ultimele 20-30 de secunde, la ultimele două time-out-uri pe care și le ia, poate să facă cum face. E ca într-o cușcă. Este un leu și urlă și țipă și face... Deci starea asta, e clar că se duce către basketbaliști. Dar și ei la rândul lor sunt niște stânci care ori pun la suflet, da. Ori nu pun. Unii antrenori, eu zic că fac asta controlat. Adică da? Pun și voit pentru... Unii au temperamentul așa. Vulcanic. Dar alții și-l impun, a? Unii cu siguranță și îl impun pentru a trezi ceva, pentru a obține ceva din momentul. Și respectiv. Iese chestia. De-aia fă și tu odată. Cu siguranță. Fă și tu odată. Am mai făcut. Da? Dar eu nu eram la sală, înseamnă. Dar nu neapărat în sală. Am înțeles. Nu e ușor, sincer. Că de-aia notasem aici care e cea mai urâtă fața ta în urma unei înfrângeri. Bine, trăirile sunt interioare mult. Mult, da. Dar cred că te macină, cred că ai de-astea în stomac. Da, da, e greu. E greu. Să adormi după un meci. Noi... Cum ar trebui să arate bugetul Petrolului ca echipa să regăsească cu siguranță de la bun început în play-off? Asta nu există. N-ai nicio certitudine și... Dacă poți să intri în play-off cu o anumită sumă de bani. Eu aș zice că ar trebui câtă vreme ai putea să mai aduci încă doi basketbaliști de top. Da, mai vedeți că există echipe care încă nu sunt sigure de un loc în primele 5 și cu buget destul de mare, care se apropie de 1.800.000 de euro. Și nu sunt sigure de primele 5 poziții, deci datorită și sistemului în care se joacă și a regulamentului, anul ăsta este un an în care este dificil să aproximezi cu am banii respectivi, cu ăștia putem face... Putem vorbi despre două echipe care sunt cele mai slabe în ierarhie? Putem spune că sunt slabe, ca și, adică slabe, nu sunt slabe nici acelea, dar sunt poate un pic un nivel mai jos.
Care sunt alea? Teoretic, Laguna este... Bucureștenii de la Laguna, da? Da, și... Nu știu dacă... Mai din Laguna este... Care zici că e un pas în spate. În rest... În rest cam toate... Mai vin, da, Focșaniu destul de bine. Nu știu, adică nu sunt la nivelul la cum ar veni Laguna. Focșan, Galați... Câte cad anul ăsta? 4 se cad anul ăsta. Nu ți-e frică? Dacă mă gândesc că mi-e frică, atunci... E rău. Trăiesc cu frica, nu are... Noi trebuie până la urmă să performăm, să ajungem mai sus, nu? Dacă ne gândim în jos, este un pic... Ce zici de parcursul Petrolului? Am ajuns și la ultima întrebare, la fotbal. Din punctul meu de vedere, este extraordinar. Ce te duci la meci? Am fost. Da? Am fost, dar nu, n-am avut... Dar îți place fotbalul? Da, îmi place. Da? Adică te mai uiți din când în când și la câte un meci? De multe ori am încercat să mergem, să cu facem toții. Cu toții la meci, tot am nimerit ba deplasare în momentul exact când nu, Petrol da, o casă. Da, da. Poate să aveți noroc și o să veniți cu Rapid. Chiar și băieții și-au exprimat dorința să mergem să vedem. Să țineți pumnii echipei. Păi da, să încurajăm. Să... Vreau să-ți mulțumesc pentru prezența în emisiune, aceasta a fost ultima întrebare. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost alături de Mihai Popa în această emisiune și să vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă producție Time Out. Mulțumesc și regiei pentru ce a făcut pentru noi în această seară. La revedere!